Aia filmau, el hangover, vine la masă, domnule, că am fost la partea seară, mă doare capul. Cineva de să-mi ia o pastilă, s-a ridicat în picioare, adică un fel de fucking show de la piață. Și le aruncă în față, așa, lui Tonka, și zic, bă, uite care e faza, sunt trei probleme aici. Băieți, azi zi de pauză, mergem la plajă, chill, vă arăt un pic view, se pare că nu puteam să ratez. N-ai cum să te încarci acum, chiar dacă n-am făcut nimic la turnee, n-ai cum să te încarci cu imaginea asta. Zi Stoie, după ce mergem cu imaginea asta, ne revenim pentru mâine. Stoie în papucii mei, fiar și el acum. Hai, salut băieți, e pauza mare, am mers groaznic, 4 ore am foldat în continuu și open-urile pe care le-am dat mi-am luat tribet în continuu, adică fucking disaster. La un moment dat m-am dus în 8000 de fițe, blind 600, acum la pauză se face 800, 400-800 și am 26.000, cred, deci e ok. Hai cu ranul după pauză, se întoarce, simt. Vă dau update next time. 5 guys versus 3Q1A10 on this fucking one. Let's go, sir. Put it black, please. That's a good one. Still good. It's a good red one, I accept it. Here's the other two. 8,325. The winner of EPT Cyprus 2023 will take home $1,042,000. Prices will be up on the screen shortly. Thank you very much and enjoy the rest of the tournament. 270. Pe blind 2500 se face acum o pauză. 199 de meci, mă suntem doar 267, le facem 2 cear. Primul loc, ăla cu 7, nu 6, 7 cifre. Hai, salut! Hai, du-te! Mai ce-ai pățit? Ah, scuzați-mă, e prea mult, așa dimineața. Ultima zi din, am avionul astăzi la 3. Nu v-am mai dat update despre Main Event. Main Event a fost super ciudat. M-am calificat în ziua 2 cu 100.000 fițe pe blind 1500, care e decent. Având în vedere că poți intra în Main Event cu 30.000 de fițe. La masă cu Tonka, el cu camerele, am început să facă... Mi-am primit mesajul la voi că în pauzele de stream sau dacă are vreo mână importantă Tonka, dau direct live de la masa unde joacă el, chiar dacă nu e la TV Table. În fine, el începe cu 270.000 sau ceva gen ziua super stack. Și cumva în primele două nivele, în primul nivel de fapt, că acolo s-a întâmplat faza aia, în prima jumătate de oră, eu încerc să iau pot după pot. Aia filmau, el hangover, vine la masă, domnule, că am fost la partea seară, mă doare capul. Cineva de să-mi ia o pastilă, fix stilul ăla, fucking bragging kid, look at me, să mă humor. Aia era atitudine la masă, no problem, să-și facă treaba. Și acum vine o mână, deschide cartoful, din 30 de blind, din 30 de blind are, 45.000 pe 1500, eu am popădam, pierdusem deja un pot acolo, dublasem pe o domnișoară franțuzaică, a fost amuzantă mâna aia, pentru că deschide din 30.000 de fițe 20 de blind din cartof, eu mă uit în big pop o juvă de negru, vine pop 8-2 rainbow, jos sunt 3.000, 3.000, 7.500. Ia check, ea ajunge la ea și all-in este în 25.000 să zic. În fine, suntem prea high in range să foldăm pe o valet, deși nu-mi place, în același timp n-ar trebui să dea all-in cu aș sau ați popă, jucând tight ea. În fine, are popă, da, mă dublă, rămâne în 85.000 și la mâna respectivă deschide cartoful, eu flat popă, da, mă off, big-ul face squeeze 3.500, 3.500, 14.500, ăsta din cartof se gândește cam un minut jumate, pasează, evident că eu în timpul ăla m-am gândit, dar când a ajuns la mine, fiind și dimineața, am avut așa un, bă, da, pare să dau o lină aici, că sunt multe fițe jos, adică jos sunt 25.000 și eu am început una cu 85.000 toate. Și încep să mă gândesc, eu nu exagerez, n-au trecut 10 secunde. Dacă Olin e bun, că nu poate să fie, nici măcar nu e suited, cred că ar fi fost mai decent Olinul. Mă gândeam doar la chestia asta, e ok să bag Olin aici sau fold nu aș vrea niciodată, flat sau să bag Olin aici, că ăla poate să aibă squeeze, ăla fold. Începe. În maxim 10 secunde asta se ridică Tonka în picioare. Bă, că jucătorii ăștia noi de poker, nu mai tanking, fake tanking, se gândesc la stau, chestiile astea. Ai avut timpul ăla, vorbea cu mine, dar de fapt nu cu mine, vorbea cu camerele pe el. S-a ridicat în picioare, adică un fel de fucking show la piață. Mă ia tilt instant, dar eu chiar mă gândeam la mână, încă mă gândeam și nu-i zic nimic. În fine, dau doar call. 7-8-9, check el, check eu, turn 9, check, check, river as. Acolo dă beer 60% și nu știu, mi s-a părut că... whatever. Nu știu, i-am dat call, pur și simplu. Nu mai țin minte dacă am avut un read pe timing, tell, whatever, dar oricum. Hero call, popădam acolo, e destul de decent. Call, ăla dă muc la carte, eu nu trebuie să arăt cartea. Dar Tonka are, el tot înflăcăra pe acolo cu declarațiile lui și le aruncă în față, așa lui Tonka și zic, bă, uite care e faza, sunt 3 probleme aici. Unul la mână, știu ce zici că am avut timpul ăla și îți dau dreptate, am avut. Așa că am voie să mă gândesc, chiar dacă am avut 1 minut jumate, ceea ce face toată sala asta. Și eu sunt cel care cere time, îți promit eu că am cerut la cel puțin 20% din sala asta time, eu sunt la care cere. 2 la mână, dacă cer time cuiva, eu de exemplu, o folosesc cu cuvântul time, fără să fiu disrespectful și îl las, vreau să văd care tendințele de a tanca aiurea, ceea ce eu n-am. El spune că da, într-adevăr, restul mâinile le ca să neb dacă mă gândesc bine. În fine. Iar 3 spun, uite, asta e cartea mea, crezi că e ok să-mi iau pe lângă 1 minut jumate ea, fiind și dimineață și toată lumea a fost la party. Am voie să-mi iau un pic de timp să mă gândesc dacă olinul ăsta cu popădam aici e decent sau nu. Sau spunem tu, na, dacă ai calculat spotul ăsta în 60 de blinduri, că știi, e ok olinul, știi, tu sigur. Eram indecis, pur și simplu, asupra mâinii. Săr, că mi-am scos, it's ok, let's end discussion, off. După aia s-a ridicat el la masă, a venit după 5 minute și spune, săr, m-am gândit mai bine, poate am exagerat un pic, și am spus, ok, let's end discussion, no need, let's leave it like that. Râdeam cu prietenii, parcă dacă își cerea scuze, era all good, adică, bă, bro, nu știu, hangover, cum ai anunțat aparent toată sala asta, am exagerat, își cerea scuze, și te întorci și spui că poate am exagerat un pic, ești un nu ai exagerat deloc, adică cu imatur, uitați-vă la mine, sunt hangover, dați-mi o pastilă, se ridică în picioare, these guys, eu chiar joc, ar zice că sunt top 5 care joacă cel mai repede, în general, turnee live, s-a găsit el să-mi ceară mie time, care eu fac asta de când mă știu genul. În fine, trece faza, nu mai vorbește cu mine supărat și apoi vine mâna asta, la prima pauză după Blind 1500, era un nivel de 90 minute, 90, pauză 20, 90 și tot așa. Fac 190.000, iar la, după a doua pauză fac, adică până la a doua pauză fac 270.000 ceva de genul, care e super bine, super stack, blindul se făcea 2500 după nivelul ăla. Average-ul cred că era 130, să zic, pe blind 2500. Deci a mers super bine, frustrarea lui fiind în continuu acumulată așa, pentru că camerele alea erau acolo pentru el și vă dați seama, de la 100 la 280.000, n-am avut all-in-uri, am avut o mână cu un tip, o să vă zic imediat, dar am mers așa progresiv și jucând multe mâini și părea așa frustrat din ce în ce mai mult, pentru că camerele alea erau pentru el acolo și jucam doar eu mâini. O mână mai interesantă cu care... Pe lângă aia, v-am spus, i-am dat call pe high-ul ăla, am mai avut o mână, tot așa, deschide el, flat small blind, care este un tip la vreo 55 de ani, super tight și așa, eu completez 6-9 off din small blind, vine 4-4-3, 2 inimi, eu am 6 de inimă, se joacă check, check eu, el bate un blind, era blindul 2000 acolo, el bate un blind, ăsta din small blind, instant, adică maxim 3 secunde, face 10.000 raise. Și acum zic, bă, nu știu, am avut feeling-ul ăsta că ăsta nu are 4 niciodată la cum s-a comportat, nici nu ar trebui să aibă la cum joacă, nu are 4x din... Nici nu știu dacă dă flat as 400 de la ce ai jucat din small blind, deci pătrar nu prea are, cu full-ul de 3 ani, că are, nu cred că face raise-ul chiar așa repede. Nu știu, am avut impresia că are o mână de fucking șăptari. Și eram așa, bă, să iau și spotul ăsta, că jucase toate mâinile. N-am putut să mă abțin, înțeles, ăla 10, eu 28.000, Tonka pasă, asta se gândește 2 minute, îmi pasează zecare pe față, adică chiar s-au legat lucrurile în stilul ăsta, mi-au ieșit toate mâinile. Am mai avut o mână deschid butonul, unde trebuie small-ul, tribetul face sizing greșit în primul rând, îl face 3,2x, something like that, nu mai știu exact blindurile. Și pe 8 popă damă, eu am 7-8 de inimă, popă damă frunză, el dă 20% sibet. Acum dau call, dar nu e sexy niciodată, doar pentru că a dat sizing-ul ăsta dau call acolo. Pentru că chiar dacă suntem în față cu 8-ul ăla, o să continue pe turn, river, etc. Dar am zis că hai să vedem ce face pe turn. Poate are o mână ca zecari valet și reușesc să duc eu post-flop în funcție de ce se întâmplă. Call, turn 8, trips. El acum se duce 55% și mai are genul 60. Deci se duce 55% pot și mai are cam atât în spate. Evident, o linie, nu avem cum să dăm call, putem pierde mâna pe river, una mână și să ne strice evocate acțiunea când el are, nu știu, popă damă, două perechi care a dat atât mic sau aș sau whatever. Olina ăla se gândește, nu exagerează, cel puțin 2 minute când ar trebui să dea call, că era comis la câte fise erau jos, etc. Și am zis că e clar, are o mână ca fucking popă valet sau as damă poate. Și mi întoarce A10 flash-ul, oh my god, de unde eram relax, că tripsul meu e naț acolo, efectiv. Ăla întoarce A10 flash-ul și gata, să mă, în fine, ține mâna acolo și cam asta e până la 280.000. Acum ne întoarcem după pauză, blind 2500, cred că am mai dat un tribet și în 280, m-am dus în vreo 200, 270 aveam, poate m-am dus în 200, nu țin minte exact câte fise aveam în momentul mâinii ăsteia, dar în jur de 250-240, cred că 250, în fine. Eu open 5500 pe domnișoara franțuzoaică pe care o dublasem cu 3 ore în urmă, numai și ca să nicio mână, se apropia și intraia în bani. Eu mai erau 50 până intraia în bani, cred, 200 sau 60, în fine, dar ieșeau destul de repede. Aia deja a început să stancheze, mai erau 60 jucători, nu are sens, mai ales că ea nu ușca nicio mână, mai avea 15 blinduri. Și pe blindul ei tot am mai deschis, am deschis în continuu de-a lungul celor 3 ore. În sensul care se vedea la masă, până și Tonka a deschis UTG-ul când era 7 max și i-am dat tribet pentru că el deschise pe ăla și la regularaș. Și ăsta Tonka și-a luat timp să ne dea forbet tocmai de acțiunea aia, că toată lumea e fura blindul ei. Deci erau vizibile chestiile astea. Acum Tonka e în small blind, face tribet, noi avem as valet prof, Tonka face 23.500 peste 5.500, care e un size ok, mai ales că jucăm deep, 100 de blind de plus. Ia pas, eu call, as valet prof e prea strong să băgăm la forbet. Call e standard, as 9, 5 Rambo, el dă sibet mic, 25% cred că a dat, call evident, nu avem alt play, turn popă flash-ul, aici încep să se complice lucrurile pentru că deodată apar și semi-bluff-urile alea, 10 vale flash-ul, dam vale flash, dam 10, nu știu ce bagă la tribet, dacă bagă dam valet off, în fine, pe care continuă clar cu popa aia pe turn, ok, aici de 55% a dat, sau 60% a dat 55.000 în vreo 90.000 ceva de genul. Ok, again, nu putem folda aici mâna noastră, când dau call-ul ăsta pe turn îl dau 100% convins că e call, dar practic în capul meu e ăsta river, că dintr-o dată potul a devenit king huge pentru momentul al turneului. Ideea este că când joci mâini de genul ăsta, la nivelul ăsta, la o oră jumate din event, tot timpul încerc să joc low, să țin poturile mici, să nu mă bagă în spoturi mari cu stecurile care sunt la fel de mari ca ale mele, era el care avea 270 sau 280, cum am început amândoi nivelul ăla, mai era un tip care avea genul 150 și restul erau toți sub 100.000, la asta mă refer, practic nu vrei să ajungi într-un spot de genul ăsta cu singurul jucător care poate să te rănească, și anume să te omoare. În fine, call turn, și river vine valet, deci e as 9-5, popă flash-ul, valet blanc, el all-in evident. Și acum fac ieșit, e close-ul river, adică close row. Totuși avem două perechi. Singurul motiv pentru care am vrut să... Mâna în sine nu cred că pot să o arunc, mai ales că el și cred că are blafuri. Acum nu știu, la live nu aș cata așa mult cu el, am mai jucat vreo 4 ani, când nu devenise la cheia acum, nu l-ajunsese faima. Și mi s-a părut că a jucat destul de solid la live. Online știu că joacă nebunie și dă puncturi la turnee de 500.000, l-am mai văzut făcând asta. Acum la live nu știu de range-ul lui preflop, tribet. Dacă are dam un valet off, 10 valet off la tribet preflop, de exemplu mâna asta, dacă are dam un valet off cu dama de treflă, era flash o treflă turn, sau 10 valet off cu 10 treflă, alea sunt bluff-uri pe care le bag all-in river 100%. Acum nu știu dacă le are preflop. La fel, dacă are damă valet flash draw și a prins valetul river, ar trebui, sau 10 valet flash draw de treflă, ar trebui să le bage și pe alea. Orice implică damă de treflă, 10 de treflă, ar trebui să dea all-in. As 9, cu care dă tribet 100%, nu bagă la flat și dă tribet, sunt două perechi. Cred că dă all-in river, deci batem din roată o mână de valoare. În fine, call. And Demidenko has made the call. Are aspop, băieți, în turneu. A fost sentimentul, nu l-am mai avut de mult atât de puternic. Și neapărat că am ieșit în main event, că asta nu e mare brânză, toată lumea face asta. Doar pentru că a fost super mișto urcare, așa, mână de mână. Și într-o dată, de pe cliff, sărit în cap, pur și simplu, într-o mână, unde nu te aștepta, ce vă spuneam. Mai ales că mă ferezi de spoturile astea, în general. Să ieși într-o singură mână, pur și simplu, după ce ai acumulat astea 3 ore de spot on, pop-a high, hero call, ce craze-uri, etc. Ești într-o mână ridicol cu asta, am fost foarte dezamăgit. Aie, să-l felicităm pe Nat, pe domnul Tonka. Apoi, următoarea zi, am sărit în 1000-le ăsta, care a mers super ok, super ok în prima zi. Azi vedem bubble la 1000, ultimii 71. Domnul de aici a dat practic o link. Câte are? How much is here? 166. Only player shows ace king, other player shows ace 8. Domnul a dat practic o link, ne-am dat re-o-lin cu astea. 10, 7, 3. Not that good. Probably it's better, but fuck it. You are still alive, you lost it. Huh? Yeah. Oh, I have more, but I don't know how much more. Yeah. Not that much. Making the money. Perfect result, guys. Take it easy, sir, please. Slow. Well, 3, 8, 4. Okay, no diamond. Diamonds, no diamonds. Diamond. Chop, chop. Diamond. Turn is an ace. River. River is a 10. Let's fucking go, chat. Ne-am calificat, cred că mai eram 58, dacă nu mă înșel. Am mers super ok. Pe ultimii 16 aveam 2x average, sau aproape 2x average. Era average-ul 750.000, bine, turbo, 750.000 pe blind, 30.000, 25 de blinduri. Apoi s-a făcut mai turbo, cât au mai avansat. Eu aveam 1.200.000 acolo pe 30.000 și asta a fost mai importantă. Olin eram 7 max, cred, sau 6 max, mai țin exact. Olin UTG-ul, eu am 9 ani după el. El are 330.000 sau 440.000, așa era. Eu aveam 1.250.000. Dau doar call paste, nu dau all-in, pentru că am toată masa pe mine, pe ceilalți 5 jucători. Cu gândul că foldez la cei care au, mai erau unul care avea 1.000.000 și unul care avea 1.100.000, ceva genul. Am zis că ok, dau call și foldez la ea. E all-in butonul care are, ăsta a fost paste pe 11 blinduri, eu call paste pe 10 și butonul are ceva 720.000, adică 18 blinduri, evident nu pot să-i foldez ăla. Showdown, ăsta are 10 dreapta mea, ăla are popă. Ok, destul decent pentru pot imens, adică dacă duc potul ăla fac 2.500.000 sau ceva genul, pe average 800.000, 750.000. Și scot 2 jucători, rămânem 14, era de vis. Și vine 7, 8, 10, brick, brick, duce a 10 mâna, eu iau de la ăla cu popă ceva back, dar era ideea de potul ăsta, că cu 2.500.000 chiar puteam să pun presiune ca lumea pe masa aia. Și apoi a fost doar chinuiala asta, în 15 blinduri, am mai încercat un open, whatever, au sărit blind-urile, lumea a început să tancheze super aiurea pentru pay jump-uri. Erau pay jump-uri pentru ultimul turneu din seria asta EPT, erau pay jump-uri de, nu mai știu, fucking 7 de euro și lumea tanca pentru ele, doamne, cu 2 până la ele. Și până am observat și noi ceream time în continuu la ăștia. A observat și Florul chestia asta și a început să pună time, oprea timpul la fiecare all-in, practic, ca să nu mai tragă ăștia de timp. Și acum rămân short, mă sare blind-ul meu, era 50.000, da, mă sare blind odată, 100.000 imens, plus small blind, o tur de masă 125 și rămân în 470.000, blind 50.000, adică 9 blind-uri. Am în, cred, hijack sau cut-off, cred că hijack eram, dau valet off, 9 blind-uri, ok, le băgăm la mijloc, Bogdan Berinde e în buton, dă doar call. Ha, e cel mai plăcut moment, feeling în poker, când îți dă doar call, când a trebuit să dea all-in mai tot timpul. Și nu se arată cărțile și îl întreb pe Bogdan, ne arată în cărțile ce ai și el îmi face semn. Am zis că e clar, I'm out, mai ales cu mâna noastră. Dar asta de lângă a fost, mă întreabă ce ai zis că avea? Am zis că n-a zis, dar aș ghici că are aș. Dar eu, stai liniștit, poate are pot, bro. Bro. E pretty bad și pot pentru mâna mea. Ok, all-in call, let's set 12 băieți. Noi avem asta și Bogdanel Băițaș, ce are? Aaaa, așa mă înțeleg. Nice. 9-10 will be good flop. E very nice. Uuuu, Hagi. Never. Da, în fine, a venit pop high, 9 turn, avea gasuri la 10. Cam asta a fost. Nu, și-am luat 6.000 la asta, dar am băgat destul de mult. Am băgat și, nu mai știu, 2.000, l-am forțat 3 gloanțe. 2.000 a fost cel mai bun 2.000 pe care l-am jucat la IPT până acum, e real field-ul. Și peste 50.000 în primul loc. Da, cam asta a fost EPT. Ne vedem la Brățări. Săptămâna viitoare ar trebui să plec la Brățări. Nu știu dacă plec cum îmi programase vineri, pentru că sunt... I need a break, așa, să mă odihnesc, dar de luni cred că mă duc la Brățări, sunt super bune acolo, am urmărit garantatele și cum v-am promis o să iau și laptopul și ne vedem la niște stream-uri acolo. Așa că cheers, mă duc să-mi fac bagajul și rau o să acasă, Sergiu. Hai, v-am pupat!